Și la rândul său, o reprezentantă a echipei Medieșene, cea care ne aduce în Naționalul de Viteză în Coastă, etapa care se desfășoară acolo și aceea, dacă este să ne referim la ceea ce înseamnă calitatea traseului, propunând sportivilor un traseu imaculat, extrem de sigur, cu o suprafață asfaltică foarte, foarte bună, iar în organizarea inimoșilor Ovidiu Duloceu, Florin Roșca și a întregilor echipe, bineînțeles, fac și eu o figură extrem de bună în Campionatul Național de Viteză în Coastă. Mergem mai departe, mergem cu un Renault Clio de generație mai nouă de data aceasta. Îl avem alături de noi pe George Stroie și vorbim de un pilot din zona Gorjului, clubul lui Constantin Ciufrit, la Autocorex, fiind cel la care sportivul respectiv la care George este licențiat. Vă spuneam, pe măsură ce avansăm în plutonul sportivilor, pe măsură ce avansăm prin ordinea de start, prestațiile sportivilor din ziua precedentă, din manșele de antrenamente cronometrate, sunt din ce în ce mai bune. Practic, ordinea de start în care sportivii defilează astăzi prin fața camerelor noastre de luat vederi și prin intermediul lor și al nostru, pe micile dumneavoastră ecrane, se stabilește în conformitate cu timpii înregistrați în ziua de ieri. Honda Civic, fum din roata dreapta față și pentru Ruxandra Ioniță. Vă spuneam și în cadrul primei manșe de concurs, accepțiunea sau interpretarea japoneză a aceleiași filozofii de hot hatch cu un motor potent pe o caroserie compactă, lucru care bineînțeles determină un comportament dinamic extraordinar de bun. Una dintre puținele doamne și domnișoare care iau startul la etapa maramureșană, dacă nu mă înșel în ceea ce privește domnile și domnișoarele, ne bucurăm de prezența Andrei Roșca, Ruxandrei Ioniță și a Antoniei Tănasie. Sper să nu fi uitat pe cineva, dar dacă am făcut-o, îmi cer iertare, iar cu siguranță în momentul în care va veni în dreptul camerelor noastre, vom vorbi. Actorul unei escapate în parcursul zilei de ieri, Maxi Kim, vine și el în cea de-a doua manșă de concurs alături de noi. Flutura acolo, pânza de azbest folosită pentru izolarea galeriei de evacuare, la motoarele cu combustie internă, iar la motoarele aspirate, păstrarea vitezei, păstrarea pulsației coloanei de gaze cât mai mult posibil după părăsirea camerei de ardere, fiind extrem de importantă în ideea obținerii efectului de scavenging, respectiv acela de a întoarce puțin din gazele arse în camera de evacuare pentru a grăbi degajarea celor care tocmai au fost arse. Maxi Kim, micuțul său Peugeot 106, figură foarte frumoasă de fiecare dată când l-am văzut alături de Naționalul de Viteză în Coastă, trebuind să fie însoțit în mașina de concurs, chiar și în manșele de concurs de un instructor, deoarece vârsta nu îi permite altfel. Totuși, aceste derogări pe care Federația Română de Automobilism Sportiv le face, a deschis larg porțile multor sportivi, iar nume de marcă pe cum Elio Delcourt, pe cum Sandrin Tomaso, precum Simone Tempestini în epocă, și-au făcut debutul în automobilismul de performanță datorită acestei posibilități. Am fost pe traseul de concurs, iar acum a trecut prin dreptul ultimei camere instalate de colegii noștri și Gabi Neagu, iar noi ne pregătim să luăm startul împreună cu Mihai Filip și a sa Opel Corsa OPC, Opel Performance Center, de acolo vin inițialele OPC. Sportiv licențiat la clubul organizatorului acestei competiții, respectiv Dr. Jones. Ne aruncăm din nou privirea pe timp, deoarece lucrurile, așa cum ne așteptam, încep să devină interesante aici pe traseu. Până în acest moment, Andrei Agapian rămâne cel mai rapid, urmat de cei doi frați Pop, în ordinea materialelor de concurs Golf și Sportel K2.
Robert Adam aduce sportiva sa pe poziția a patra, Petre Havila vine pe 5, Cătălin Petroșanu pe 6, Andreea Roșca urcă pe poziția a 7, Rareș Mădina vine pe 8, Mircea Avramescu pe 9 și Ișvan Vereș închide topul 10. Asta între timp ce noi revenim cu un Renault Clio în start, revenim alături de Ștefan Saragea, revenim alături de o mașină care a avut nevoie de un weekend întreg pentru ca, iată, într-un final în manșele de concurs să înceapă să funcționeze cum trebuie. Probleme, vă spuneam, pentru funcționarea motorului lui Ștefan, care se încăpățâna să nu funcționeze în toți cei patru, îmi cer iertare, în toți cei patru cilindri ai săi. Iată că, în sfârșit, pentru cele două manșe de concurs, se pare că Ștefan a găsit cumva cheia succesului și mașina merge așa cum trebuie și, bineînțeles, așa cum el își dorește. Revenim la start, revenim alături de un BMW, revenim alături de tracțiune spate. Se pare că familia Boloș îndrăgește acest layout, iar dacă pe Bogdan l-am văzut obligat să depună armele pe această cea de-a doua manșă de concurs, ei bine, în ceea ce privește pe Georgel Boloș, el ia startul cu un frumos BMW 46. Am remarcat această mașină și modul în cât de elegant a fost pregătită pentru competiții încă din momentul în care ea își făcea debutul în competițiile de nivel național. Vă reamintesc, mașină cu propulsie, deci cu tracțiune pe puntea spate, lucru care față de mașinile cu tracțiune față, bineînțeles că o avantajează în virajele de viteză mare și medie, suferind într-adevăr de o oarecare lipsă de motricitate la virajele cu diferență mare de nivel și la cele extrem de strânse. Mergem mai departe alături de Alex Crepelca. Vă spuneam, Alex vine la startul etapei maramureșene cu o nouă mașină după problemele avute la etapa de la Straja la modelul Civic EK, deci practic la Civicul de generație următoare celei pe care Alex o aduce la această etapă. Un Civic EG de această dată este adus de pilotul timișorean și, vă spuneam, el fiind unul dintre actorii principali ai unui proiect care a deschis poarta către motorsport a multor sportivi din zona de vest a țării, un om extrem de abil în a-și dezvolta, în a-și prepara mașinile pentru a obține maximum de performanță în îngrădirile oferite de către regulamente. Ei bine, continuăm, mergem mai departe la vârful clasamentului. Momentan nu s-a schimbat foarte mare lucru. Mai apar mașini din acestea moderne care se interpun în bătălia autovehiculelor istorice, însă în ceea ce privește trioul de top rămânem în aceeași formulă. Mergem mai departe alături de Dorin Costea. Ford Fiesta este, vă spuneam, vorbim de o mașină cu motor de 1600 de centimetri cubi turbo pentru pilotul Danny Ungur Racing și o mașină pe care cu ceva ani în urmă, dacă mi-aduc bine aminte, o vedeam la startul etapei de Vizăncoastă la Poiana Brov în mâinile lui Norbert Maior și pentru că am făcut cumva referire la numele Maior, trebuie să amintim faptul că în acest weekend frații Norbert și Francesca Maior fac o performanță extraordinară. Nu am de mână timp din etapa Elena a campionatului mondial de raliuri, însă ultima dată când mă uitasem acolo, frații Norbert și Francesca Maiaru erau lideri în clasamentul junior VRC al acelei etape. Așadar, am putea asista la plăcerea victoriei într-o etapă de campionat mondial de raliuri pentru un echipaj românesc. Ciprian Ciobotaru vine și el la partul etapei maramureșene cu bătrânul său Mitsubishi Lancer. Vă spuneam, este însoțit ca de obicei de altfel de umbra sa în ceea ce privește prestațiile din viteza în coastă românească, respectiv de Lucian Răduț. Asta între timp ce în start avem o apariție inedită, o mașină extrem de frumoasă pe care îmi doresc cumva să o văd replicată mai des în competițiile românești. Bogdan Moldovan ne aduce la start un Peugeot 208 N5, dacă ați auzit de această încadrare. Ei bine, este o încadrare și o categorie
care numără foarte mulți participanți în țările din Estul Europei, în Spania, în Portugalia mai ales. Este o mașină de raliu, însă o mașină care, bineînțeles, că se pretează și etapelor de viteză. Asta avem la poziție undeva în jurul la 300 de cai putere, limitați de către restrictorul impus de regulamentul campionatului național de raliu, tracțiune integrală, cutie secvențială și, bineînțeles, o arhitectură modernă a suspensiei și determinată de caroseria nouă folosită în această mașină, motor longitudinal și nu transversal, o carcasă de cutie care este asemănată celei de Subaru și, bineînțeles, toate internele de la producătorul Samsonas, astfel am o cutie de viteză secvențială, bineînțeles, care determină o schimbare extrem de rapidă a treptelor de viteză. Cu o mașină pe care o înțelege și cu care se înțelege, cu o mașină care de data aceasta ne spunea Nicolae, funcționează așa cum ar trebui, îl vedem pe acesta din urmă în cea de-a doua manșă de concurs aici pe traseul Maramureșan, bineînțeles, avându-l în dreapta pe maestru Lucien Hora. Maestru Lucien Hora, cu care am avut și plăcerea de a schimba câteva impresii în seara startului, care în măsură ca timpul noapte, bineînțeles, și interviul cu marele Lucien Hora îl vom vedea. Foarte rapid, folosind întreaga suprafață a drumului, Nicola Zenea, se vede școala de Reșița și se vede faptul că amprenta lui Lucien Hora este acolo prezentă. Între timp, liderul general al acestei cea de-a doua urcări în clasament este Alex Crăciunea, care îl devansează pe Andreea Gapian. În timp ce vedem un membru al familiei Roșca, de data aceasta Florin Roșca, omul care a dezvoltat de la zero această mașină, de la mașină de stră, un mic Volkswagen Top, căruia a montat acest kit motor Oldenburg, dar după care, bineînțeles, tot ceea ce înseamnă aspecte legate de mecanica mașinii și de funcționarea ei au trebuit updatate, făcute să fie la nivelul aspectului. O incursiune în decor în ceea ce îl privește pe Florin în ziua de ieri, care din fericire nu s-a soldat decât cu daune de din cosmic. Cumva lider în ceea ce privește categoria 4 pe Florin Roșca, însă ne spunea și el că fiind pe final de buget și din păcate pe final de sezon și de buget, problema învelopelor este una care îl chinuie în această etapă reșițeană, având totuși un avans firav de doar 4 puncte și jumătate în fața Antoniei Tănasie. Noi continuăm pe traseul de concurs împreună cu Tudor Luca și un Golf de generație a patra și vă spuneam și în prima manșă de concurs, avem ocazia să vedem cum arată un Golf de generația a patra mai aproape de producția de serie în mâinile lui Tudor Luca și, bineînțeles, o mașină dezvoltată pentru a fi mașină de curse pur sânge în mâinile Antoniei Tănasie, pe care deja o vedem liniată aici în startul probei speciale și ca un lucru interesant și mașina Antoniei a apărut în naționalul de viteză asta tot prin eforturile lui Florin Roșca. Practic, în urmă cu mulți ani de zile, mașina aceasta tot la media și-a găsit casa. Revenim cu refresh aici în aplicația de timp. Ciprian Ciobotaru este în acest moment lider, urmat de Dorin Costea. Bogdi Moldovan vine cu Peugeot-ul său 208 N5 pe poziția a treia. Alex Crepelca coboară pe 4 și în spatele său, bineînțeles, se desfășoară restul listei sportivilor. Noi o vedem pe Antonia. Noi o vedem pe Antonia alături de noi. Vă spuneam că este una dintre surprizele plăcute ale sezonului 2024 în ceea ce mă privește, deoarece a trecut cu foarte, foarte mare ușurință peste întâmplarea nefericită de la Cupa Mediașului și iată-o aici bătându-se pentru șefia clasamentului general în ceea ce privește șefia grupei a patra în campionatul de viteză. Absența etapa de la Straja, revine locomotiva de Reșița și cum putea să o facă mai bine decât într-un nor de fum și din nou trebuie să remarc eleganța pe care școala de karting
o dă în materie de traiectorii, în materie de poziționare a mașinii pe traseu. Bineînțeles, lucrul acesta se vede la Andrei Precup cu vârf și îndesat. Folosește acolo întreaga suprafață asfaltică, încearcă să ducă cât de multă viteză cu el, chiar dacă la momentul coborârii din regrupare nu părea să fie cel mai fericit dintre sportivi. Trebuie să luăm lucrurile bune din ceea ce vedem. Revenim la start, revenim cu un Mitsubishi Lancer Evo 10, revenim cu o prezență normală și firică, aș spune, în urmă cu 10-12 trece nobele speciale, însă timpul a trecut, lucrurile au evoluat și ceea ce cu puțină vreme în urmă era vârf de lance în ceea ce privea nivelul de viteză și performanță pe care îl poți obține pe probele speciale, iată că a devenit sau a ajuns să devină un lucru exotic și trebuie să le mulțumim oamenilor precum Ovidiu Zulăcioiu că se încăpățânează ca în continuare să vină la start cu asemenea mașini. O mașină de raliu, însă o mașină mai grea, cu siguranță, dat fiind faptul că vorbim de un Lancer Evo 10, o mașină cu un gabarit mai mare, dar care aici, pe probele de viteză în coastă, nu pare să sufere atât de tare de acest handicap, cum ar face-o, de exemplu, pe probele speciale de raliu, acolo unde, în lupta cu ratele mai moderne din categoriile Rally 3 și respectiv Rally 2, ar avea de pierdut. Kia TCR în ceea ce îl privește pe Mark Banca și un sportiv desăvârșit la volanul acestei mașini, vă spuneam. Vorbim de un pilot care prin proiectele în care este implicat aleargă în campionatul național Masters de viteză coastă, aleargă în campionatul național Super Rally și bineînțeles în cadrul campionatului național de raliuri face echip cu Mihai Manole, acolo unde alergă cu Skoda Fabia Rally 2 și unde în mod tradițional de ceva vreme încoace sunt favoriții ai probelor super speciale din naționalul de raliuri. Bineînțeles, purtătorul unui nume de răsunet în viteza în coastă și în automobilismul românesc, respectiv acela de Banca. Îl salutăm pe Dacian Banca, pe care de data aceasta nu l-am văzut aici alături de Marc. Mergem mai departe, continuăm cu Darius Vâlsan, continuăm cu un om care a dezvoltat acest proiect BMW E36 de la prima sa etapă. Mașina asta merge din ce în ce mai bine, merge din ce în ce mai tare, sună și arată din ce în ce mai bine pe probele speciale. Iar dacă ziua de ieri, în ceea ce privește pe Darius, a fost una de teste și de încercări în ideea de a găsi o combinație de anvelope dintre cele pe care le are la dispoziție, ei bine, astăzi este ziua concursului, este ziua la care Darius trebuie să tragă pentru un rezultat foarte bun. Lider al grupei 5 până în acest moment, vă aduc aminte, cu un avans de 10 puncte și jumătate în fața lui Gigi Badea și o grupă 5 în care pe poziția a treia îl găsim pe un alt simpatic pilot reșițean, respectiv pe Răzvan Gosta. În start, Călin Costin Popescu, ei bine, Doc este unul dintre oamenii care nu iese în evidență neapărat prin declarații, nu este unul dintre oamenii care iese în evidență prin activitatea sa din social media, însă viteza pe probele speciale, modul și seriozitatea cu care pregătește fiecare etapă în parte sunt acolo demne de nivelurile de performanță cele mai ridicate, iar numele Țuțuianu pe care l-ați văzut acolo arborat pe plăcuța de matriculare a mașinii, trebuie să te ducă cu gândul la colaborarea cu unul dintre instructorii de nume și renume din motorsportul românesc. Într-o deplină liniște, revenim la start, revenim cu Engage Racing, deși am fost tentat să spun Engage Engineering, așa cum este acolo scris pe parasolarul mașinii, această frumusețe de mașină și acest frumos proiect pe care Horia Platona, împreună cu întreaga echipă Engage Engineering și împreună cu cei care îl susțin, finanțează și, bineînțeles, îmi cer iertare, ajută, vin și ne
ne deschid o nouă filă sau încep să scrie o nouă filă de istorie în istoria campionatelor naționale de viteză în coastă, o mașină electrică dezvoltată de la zero în România și vorbim de o mașină cu un puternic și amplu proiect de dezvoltare atât din punct de vedere al suspensiei cât și al rigidizării caroseriei, bineînțeles al managementului motorului și al sistemului aerodinamic, toate acestea, vă spuneam, făcute în România. Revenim cu Răzvan Gosta, revenim la start, din nou unul dintre oamenii în fața căreia trebuie să ne dăm jos pălăria, unul dintre cei mai combativi piloți pe care i-am văzut înscriși la viteza în coastă. S-a răsturnat la etapa de viteză în coastă de la Reșița și peste noapte această mașină s-a născut. Partea stângă, partea cea verde, este un tribut adus fostei sale mașini de concurs, mașina cu care a cunoscut viteza și performanța în trecut pe probele speciale. Partea cea dreaptă, partea albă, reprezintă noul, reprezintă viitorul în ceea ce îl privește pe Răzvan Gosta. Asta între timp ce în start îl revedem pe Loredan Ștefan, revenit aici la Baia Mare, revenit în național de viteză în coastă Masters. Cel mai rapid până în acest moment este Marc Banca, pe poziția a doua Nicolas Benea, Ciprian Ciobotaru este pe 3, pe 4 vine o locomotiva de Reșița, Andrei Precup, Florin Roșca urcă pe poziția a 5-a, Tudor Luca pe 6, Ovidiu Dulăcioiu pe 7, Antonia Tănasie abia pe poziția a 8-a. Noi pornim din start cu Loredan Ștefan. Îmi spunea Loredan înaintea primei manșe de concurs că pe acest traseu ajunge în limitatorul putului de limitatorul de turație al motorului, ceea ce înseamnă că atinge viteza maximă constructivă a acestei mașini și se gândea așa cu fiori reci pe șirea spinării ce ar însemna o participare, bineînțeles, foarte probabilă la etapa de viteză în coastă Masters de la Poiana Brașov, acolo unde, bineînțeles, vitezele pe care sportivii le pot atinge sunt mult mai mari. Noi continuăm periplul prin ordinea de start și ne oprim asupra lui Bogdan Toma și al său Porsche 718 Club Sport GT4, o mașină de curse de generație nouă, o mașină de curse extrem de modernă și extrem de potentă, o mașină gândită pentru a furniza performanțe în lumea circuitului, însă, bineînțeles, asemănarea circuitului cu traseele de viteză în coastă fiind foarte mare, bineînțeles că acest tip de mașină performează și aici vă spuneam despre Bogdan Toma că este unul dintre produsele lui Andrei Mitrașcă în ceea ce privește selectarea și găsirea de talente care își doresc să înceapă o carieră corectă în motorsport. Andrei face lucrul acesta. Revenim la start cu Bogdan Duma, cu talentul incontestabil Bogdi Duma. Un sezon în viteza în coastă românească la bordul acestui Mitsubishi pe care îl caracterizează el ca fiind o mașină fără frâne. S-a împăcat până la urmă cu această idee, însă, bineînțeles, talentul și viteza pe care Bogdan le-a arătat de-a lungul timpului pe probele speciale, bineînțeles că îl fac să reușească să gestioneze această problemă. Vorbim de unul dintre oamenii care ne reprezintă cu brio ori de câte ori are o ieșire în afara țării și sunt multe în ceea ce îl privește pe Bogdan, deoarece el deja este un nume mare în motorsportul european, acolo unde în cursele de circuit a dus foarte, foarte sus steagul României. Noi revenim sau trecem la sud de Dunăre, în Bulgaria, acolo unde sau de acolo de unde Iskren Veselinov vine alături de noi, un sportiv extrem de serios în ceea ce îl privește pe Iskren. Este un om care învață, care studiază, care analizează fiecare trecere și încearcă să îmbunătățească peste tot pe unde are ocazia. Se bucură de o mașină extrem de bine pregătită după rețeta evidentă a vitezei în coastă, respectiv suficient de multă putere și, bineînțeles, o caroserie extrem de mult ușurată pentru pilotul bulgar.
În spatele lui Marc Banca, pe cea de-a doua poziție a podiumului provizoriu, urcă Horia Platona cu al său BMW i4, 3 minute 22 de secunde, 84 de sutim pentru el. Răzvan Gosta vine pe un meritoriu loc al treilea provizoriu până în acest moment, 3.27.5. Nicolas Benea pe 4, Ciprian Ciobotaru pe 5, Darius Wilson pe 6, Andrei Precup pe 7, Florin Roșca pe 8, Tudor Luca pe 9, iar încheie topul al 10-a Costin Popescu. Asta în timp ce noi alergăm alături de Claudiu Erhan și al său ATS RR Turbo, o mașină integral fabricată din carbon, o mașină, bineînțeles, care se simte pe probele de viteză în coastă ca pește în apă, iar kilometrii și parcursurile pe care Claudiu le face și în campionatul național de raliuri, cu siguranță îl fac pe acesta să se simtă din ce în ce mai în largul său. Venind din calitatea sa de deschizător al etapei hunedorene de viteză în coastă, acolo de la trofeul Straja, George Șchiopulescu revine la volanul mașinii sale de concurs, respectiv Seatul Leon Cupra TCR, și o face aici la etapa maramureșană, de unde lipsește Claudiu Ciucă, unul dintre rivalii lui George, unul dintre oamenii care leargă cu același material de concurs. Evident, bătăliile acestea cu materiale de concurs asemănătoare, făcând sarea și piperul etapelor de viteză în coastă. Deci era acest standard folosit și gândit pentru cursele de turisme, dar care, iată, se pretează și se pliază atât de bine pe specificul competițiilor de viteză în coastă. Revenim la start cu Dudu Șenchea, revenim cu pilotul argeșan și vă spuneam, în ultimii câțiva ani Dudu Șenchea a fost animatorul unor bătălii extrem de interesante în ceea ce privește categoria din care face parte la spre finalul de sezon, între Dudu Șenchea și George Șchiopulescu în cadrul grupei 3 de la Masters, fiind o diferență de aproximativ 3 puncte, deci și acest final de sezon, bineînțeles, este unul extrem de disputat în ceea ce îi privește. Nici nu puteau alege două mașini mai diferite, vorbim de o mașină cu tracțiune față, bineînțeles, un motor turbo de generație nouă în ceea ce îl privește pe Șchiopulescu, și de o mașină cu tracțiune integrală, tot 2000 de centimetri cubi, însă un motor de generație mai veche în ceea ce îl privește pe Dudu Șenchea. Noi revenim la start cu, haideți să-i spunem Dacia, revenim la start cu Bogdan Popescu și a sa Dacia Logan STCC. STCC sunt inițialele care desemnează campionatul de turisme al Suediei, campionat pentru care această mașină a fost dezvoltată. Acolo a și alergat câțiva ani, până la momentul la care a făcut deplasarea către campionatul național de viteză în coastă al României, atunci fiind adusă și pilotată de către Costi Statnic. Și dacă nu mă înșel, mi se pare că cel puțin un podiu de clasament general a avut, dacă nu chiar și o victorie, dar nu vreau să supralicitez, deoarece nu mai țin minte atât de bine toate rezultatele de acest gen, cu atât mai mult cu cât în economia, dacă vreți, aceasta a rezultatelor, de obicei colegul meu Ștef Raita era cel care ținea cont de ceea ce se întâmplă acolo. Ștef în acest weekend este împreună cu prietenii noștri din Campionatul Național de Drift, acolo în fața Casei Poporului din București, în fața Palatului Parlamentului, unde se desfășoară, dacă nu mă înșel, finala acelui campionat. Deci pentru cei care sunteți în capitală și vă doriți să vedeți Nord de Fum din anvelope de această dată, vă invit ca imediat ce transmisiunea în direct de aici, de la Baia Mare, se va fi încheiat, să mergeți și să asistați la un spectacol sportiv de înaltă clasă acolo, în proximitatea Palatului Parlamentului. Ei bine, în clasamentul general, pe prima poziție în acest moment îl găsim pe bulgarul Iskren Veselinov, venind cumva să întărească spusele mele în ceea ce privește seriozitatea cu care îmbrățișează fiecare etapă. Bogdan Duma vine pe poziția a doua la o secundă și aproximativ 40 în spatele său.
lucrurile acestea devansându-l sau coborându-l pe Marc Banca până pe poziția a treia a clasamentului provizoriu. Claudiu Erhan urcă pe poziția a patra, Bogdan Toma vine pe 5, Horia Platona plasează prima mașină din categoria electricelor pe poziția a 6-a, Răzvan Gosta vine pe 7, Loredan Ștefan foarte bine și foarte sus pe poziția a 8-a, Nicolas Benea pe 9 și bineînțeles Ciprian Ciobotarul încheie topul 10. Noi așteptăm să vedem ce se întâmplă pe ordinea de start. Alături de noi ar trebui să vină Alin Oprițescu, iar dacă acesta nu vine și dacă cumva problemele mecanice care au determinat evoluția slabă din prima manșă a lui Răzvan Dragomir se vor fi rezolvat, ne așteptăm să-l vedem pe acesta din urmă alături de noi, dar să vedem cine vine. Deja arbitrii se agită acolo, ceea ce înseamnă că sportivii vin. Iată că, din păcate, nici Alin Oprițescu și nici Răzvan Dragomir nu spun prezent în cea de-a doua manșă de concurs aici la Maramureș Hill Climb Challenge. Așadar, pentru a doua oară în istoria recentă, îl vedem alături de noi pe Sorin Guțanu. De data aceasta, pentru a puncta în cea de-a doua manșă de concurs a trofeului Maramureș Hill Climb Challenge, vă spuneam, el a fost, sau prestația sa din prima manșă de concurs i-a fost știrbită de faptul că l-a ajuns pe Răzvan Dragomir, care a arătat un ritm lent datorită unei probleme mecanice, lucru care evident l-a încurcat pe Sorin Guțanu, a venit și a arătat filmările conducerii competiției, iar bineînțeles conducerea competiției a decis să îi se ofere posibilitatea de restart. Ne salută cu farurile Dominic Marcu, îl salutăm și noi, cea de-a doua mașină electrică înscrisă în concurs, sau istoric vorbind, prima mașină electrică înscrisă în etapele de viteză în coastă Masters din România. Dominic Marcu schimbă materialul de concurs, renunță la serviciile Tesla Model 3 Performance, ne aduce acest Model S Plaid. Aceasta înseamnă undeva puțin peste 1000 de cai putere, însă cu un dezavantaj, cu un balast de kilograme în plus ceva mai mare. Îmi spunea Dominic că, în ciuda faptului că sunt oarecum același producător, că de principiu mașinile abordează aceleași soluții tehnice, ei bine, sunt două lumi total diferite și practic tot ceea ce a învățat cu modelul 3 Performance trebuie să reînvețe cu această mașină. Între timp, Bogdan Popescu îi suflă prima poziție provizorie lui Iskre Veselinov, asta în timp ce în start cu un Audi R8 GT3 LMS îl vedem pe prietenul nostru Mihai Leu, organizatorul campionatului național de Super Rally, organizatorul ultimei etape de viteză în coastă Masters de la Poiana Brașov și sportiv și un om puternic, după ce a fost campion mondial de box, după ce a avut probleme serioase de sănătate în ceea ce privește prima parte a acestui sezon. Iată-l că pe Mihai Leu nimic nu-l poate ține departe de probele speciale ale naționalului de viteză în coastă și vine aici nu oricum, ce a îngrenat în lupta la vârf din categoria turismelor. Vă spuneam și în prima manșă de concurs, o cutie de viteze cu rapoarte noi pentru mașina lui Mihai, așadar încă vorbim de o curbă de învățare, cer iertare în ceea ce privește găsirea soluțiilor cele mai eficiente în ceea ce privește setarea mașinii pentru acest final de sezon. În start, între timp, cel mai rapid turism de până acum de la Baia Mare, îl numim aici pe reprezentantul Canova Racing, Radu Benea, și al său Ferrari 488 Challenge Evolution. O mașină căreia Radu, spre bucuria noastră și bineînțeles și a sa, ne spunea că i-a găsit în sfârșit o setare care să îi convină. Aceste mașini de concurs, având atât de multiple posibilități de reglaj, oferă posibilități practic infinite în ceea ce privește găsirea cheii, în ceea ce privește reglajele.
ca de obicei cu o trasă și o poziționare în start total diferită față de ceilalți. Îl vedem pe Costel Cășuneanu și a sa Skoda Fabia. Vă spuneam, o mașină extrem de puternică, iar în putere specifică, respectiv kilograme pe cal putere, este una dintre cele mai rapide înscrise în concurs. Iar Costel Cășuneanu a ajutat acolo de... Costel Cășuneanu, vă spuneam, a ajutat acolo de puiul rusu, ca de obicei ne dă emoții trecând extrem de aproape de camerele noastre de luat vedere, însă se lansează în ultima sa urcare aici pe traseul de la Baia Mare. Între timp, Dominic Marcu corectează cel mai bun timp din această cea de-a doua manșă de concurs, vine pe prima poziție a clasamentului provizoriu, ceea ce îl devansează pe Bogdan Popescu. Sorin Huțanu își plasează Audi-ul TCR în fața lui Iskren Veselinov, urmând ca în spatele pilotului bulgar lucrurile să fie practic neschimbate până acum, dar așa cum vă spuneam și în manșa precedentă, din acest moment lucrurile încep să se schimbe și să se să se modifice într-o avalanșă extrem de rapidă. Îl venem aliniindu-se în start pe ocupantul poziției a 11-a din prima urcare de concurs, pe Dragoș Saploschi, care schimbă materialul de concurs și într-o... și afișând o atitudine din aceasta extrem de matură în ceea ce privește exploatarea mașinii de concurs, vine cu noul său material, cu ligieul său, la startul etapei maramureșene. Vă spuneam, mașina aceasta am văzut-o de-a lungul timpului alergând de obicei în cursele de circuit din România. Cătălin Ghigea a fost unul dintre prietenii noștri care de-a lungul timpului a alergat cu ea. Dacă nu mă înșel, și Horațiu Ionescu Criste a avut o perioadă de dragoste cu această mașină, însă până la urmă, iată, mașina aceasta poposește în garajul lui Dragoș Savloschi și, bineînțeles, urmează să o vedem din ce în ce mai des alergând în coasta românească. Revenim pe traseu, revenim în start cu Dodo Pițigoi, asta în timp ce la vârf Dominic Marcu rămâne cel mai rapid. Mihai Leu, vă spuneam, încheiindu-și prestația de pe cea de-a doua manșă de concurs la doar o zecime și jumătate în spatele pilotului din Sinaia. Alex Pițigoi, virtual campion al categoriei întâi din Naționalul de Viteză în Coastă Masters, practic face aici doar, cu ghilimele de rigoare, un act de prezență, însă, așa cum Horațiu Ionescu Cristea îmi spunea, în momentul în care alergi cu acest tip de mașină, nu poți să te faci că mergi tare, trebuie cu adevăratele să mergi, chiar și atunci când scopul este acela de a gestiona rezultatul. În start, bijuteria mecanică a lui Călin Făgădar, o mașină și ea dezvoltată în atelierele din România, chiar de aici, din Baia Mare, de către Călin, un proiect la care a lucrat mai bine de 3 ani de zile, dar care, iată-l, ajunge în cea mai bună formă a sa. În jur de 600 de cai putere, tracțiune integrală, mult aport aerodinamic acolo, atât prin eleronul de dimensiuni generoase, cât și mai ales al fundului plat și al splitterului față extrem de proeminent. Vă spuneam, bucuri din titan sunt montate acolo sub splitterul față pentru a asigura alunecarea pe asfalt fără a strica elementele din carbon. Asta în timp ce în fața noastră maestrul sportului Horațiu Ionescu Cristea vine la startul etapei maramureșene cu al său Porsche 991 GT3 Mantai Racing.
E bine, am făcut puțină liniște pentru a auzi în toată splendoarea sa motorul Porsche-ului 991 al lui Horațiu Ionescu Cristea. Între timp, lucrurile la vârful clasamentului s-au schimbat radical. Costel Cășuneanu este cel mai rapid, Radu Benea vine pe poziția a doua, Dragoș Savloschi vine pe o poziție a treia, mai așteptată, dacă vreți, raportat la posibilitățile materialului său de concurs. Asta în timp ce noi îl vedem pe Fulio Răduță în start cu noua sa mașină de concurs. Foarte, foarte, foarte bună plecarea lui Fulio Răduță, care se pare că pe măsură ce timpul trece, pe măsură ce kilometrii se adună sub cureaua sa, ei bine, încrederea și experiența cu mașina cresc și sporesc. Oricum spunea că se simte foarte bine la volanul noii sale mașini de concurs. Vorbim de Wolf-ul Porsche, pe care cu ceva vreme în urmă îl vedeam adus la startul etapelor de viteză în coastă Masters de nimeni altul decât Costel Cășuneanu. Mergem mai departe între timp și îl așteptăm la start pe Octavian Ciovică. Asta între timp ce în ceea ce privește economia celei de-a doua urcări de concurs de aici, de la trofeul Baia Mare, de la Maramureș Hill Climb Challenge, Dodo Pizigoi devine cel mai rapid cu 1 minut de 3 minute, 2 secunde, 6 zecimi. Asta între timp ce vă spuneam, pilotul brașovean Octavian Ciovică este în startul acestei de-a doua manșe. Vă spuneam, chinuit de probleme de găsire, nu mai vorbim de alegere, ci de găsirea anvelopelor corecte, întrucât este din ce în ce mai greu să procuri de acest tip de model de anvelope pentru aceste mașini, având în vedere că fabrica producătorului Avon deja este închisă, având în vedere că în economia națională de viteză în coastă Masters mai avem o etapă la etapa la cursa de la Brașov, iar tradițional cursa de casă pentru David Ciovica a fost tot timpul una extrem de importantă și a păstrat un set de gume pentru aceasta din urmă. Tot cu probleme cu anvelopele, din aceleași rațiuni vine alături de noi și pilotul din Mangalia, Emil Ghinea, campion național absolut al vitezei în coastă românești în sezonul 2024, a angrenat aici în lupta la vârf și în naționalul de viteză în coastă Masters. Horațiu Ionescu Cristea și Călin Făgădar vin și corectează timpul lui Costel Cășuneanu și se situează astfel în ierarhia acestei manșe de concurs în spatele lui Dodo Pițigoi. Horațiu Ionescu Cristea vine pe poziția a doua, 3 minute 4 secunde 4 zecimi, iar Călin Făgădar acasă vine cu un timp de 3 minute 5 secunde 8 zecimi. Asta între timp ce în start îl vedem pe câștigătorul ultimelor două ediții ale Maramureș Hill Climb Challenge, îl vedem pe deținătorul recordului acestui traseu din mijlocul mașinii, conform noului layout pe care îl are. Îl vedem alături de noi pe Jérôme France, omul care a purtat steagul României pe cea mai înaltă etapă de viteză cu coastă din lume. Extrem de rapid și extrem de eficient, extrem de analitic în tot ceea ce face, în ceea ce privește evoluțiile sale din campionatul național de viteză în coastă. Acesta este Jérôme France, unul dintre oamenii care, încă din momentul în care a început să participe în campionatul național de super rally, a adus un suflu nou. Între timp, Fulio Răduță vine și corectează cel mai bun timp al acestei manșe, poziționându-și Wolf-ul său pe cea mai înaltă treaptă a podiumului, provizoriu, în poziția întâi, cu un timp de 2 minute 51 de secunde 8 zecimi. Mai avem așadar de văzut încă 3 timpi în ceea ce privește cea de-a doua manșă de concurs, iar în imagine avem închizătorul, dacă vreți, al caravanei sportivilor din această etapă maramureșană de viteză în coastă. Octavian Ciovică
spun, foarte bun. 2:57.6 vine pe poziția a doua a clasamentului provizoriu. Așadar, Emil Ghinea și Jérôme France mai trebuie să își încheie socotelile cu etapa maramureșană de viteză în coastă pentru ca noi să putem creiona un clasament provizoriu atât în ceea ce privește viteza în coastă, cât și în ceea ce privește campionatul național de campionatul național Masters de viteză în coastă. Între timp, colegii noștri deja se pregătesc acolo în startul probei speciale de, îl salutăm și pe Marco Leu, se pregătesc de premiera mică care va avea loc chiar aici sub poarta de start, urmând ca după definitivarea clasamentelor și după judecarea eventualelor contestații, să ne bucurăm de festivitatea de premiere pentru toți sportivii. Emil Ghinea vine în spatele lui Julio Răduță pe poziția a doua provizorie până în acest moment cu un tip de 2:54.7 și rămâne să vedem unde va veni Jérôme France, pe care cred că cu toții îl așteptăm cu un timp extrem de bun. Vă spuneam, deținător al recordului acestui traseu cu un timp de 2 minute, imediat vă spun, pentru că am scris aici undeva și nu vreau din nou să vorbesc prostii. 2:45.781, deci aproape 6 secunde mai bine decât ocupantul primei poziții provizorii până în acest moment, Julio Răduță. Dăm aici refresh pe aplicația de timp, asta în timp ce spectatorii încep să coboare aici spre zona de start, unde sportivii vin. Și, ca cireașa de pe tort, ca urmare a prestației sale din această cea de-a doua manșă de concurs, Jérôme France vine și corectează recordul traseului, așadar nou record al traseului de pe Gutin, 2:45.690, așadar noul recordman al traseului de la Baia Mare este fostul recordman al traseului de la Baia Mare, câștigătorul ultimelor două ediții aici pe traseul ce leagă Baia Sprie de Sighetul Marmației, respectiv Jérôme France. În ceea ce privește campionatele naționale de viteză în coastă și cel Masters, ei bine, la coastă îl avem câștigător pe Julio Răduță, pe poziția a doua este Dragoș Savloschi, Dominic Marcu este pe poziția a treia, Sorin Huțanu este pe patru, Bogdan Duma pe poziția a cincea, asta în timp ce în ceea ce privește naționalul de viteză în coastă Masters, bineînțeles câștigător, recordman al traseului, Jérôme France, Emil Ghinea pe poziția a doua, Tavi Ciovică pe trei, Dodo Pițigoi pe patru, Horațiu Ionescu Cristea pe cinci, Radu Benea pe șase. Așadar, aceasta a fost povestea etapei maramureșene de viteză în coastă și de viteză în coastă Masters, împreună cu colegii mei din regia tehnică, împreună cu cele 9 camere pe care le-am avut împresărate pe traseu, din partea tuturor organizatorilor, partenerilor și, bineînțeles, a oficialilor. Vă mulțumim că ați fost alături de noi în aceste două transmisiuni în direct. Noi avem de oficiat premierea mică, după care vă spuneam, avem de oficiat, bineînțeles, și premierea cea mare. Trebuie să fug acolo în zona startului. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi. Țineți aproape!